Weekendul acesta a fost plin de emoție pentru promoția anului 1960 a Colegiului Național Ile Caragiale, care s-a reunit după numai puțin de 3 ani de absență din cauza pandemiei. Momentul a fost unul perfect pentru a aduce un omagiu profesoarei și totodată cetățeanului de onoare, Olga Petrescu. Astăzi avem bucuria să fim din nou gazdele unei întâlniri de promoție, absolvenții anului 1960 au venit să se reîntâlnească și să-și întâlnească, să-și reviziteze, de fapt, spațiul unora dintre cei mai frumoși ani, școala. Și noi am folosit acest prilej aniversar ca un pretext pentru a ne reaminti de unul dintre reperele didactice, profesionale ale școlii noastre și anume doamna profesoară Olga Enescu, cetățean de onoare și profesor emerit. La eveniment a fost prezent și viceprimarul orașului, Anca Popa. Fiecare întâlnire a elevilor a acestui colegiu, bineînțeles că este un eveniment special, pentru că ele contribuie la memoria afectivă a acestei unități școlare. Ceea ce astăzi a dat culoare este marcarea momentului schimbării denumirii străzii Timiș în strada profesorul Olga Petrescu. Doamna profesor Olga Petrescu este un model al acestui colegiu. Este, în primul rând, un model profesional, apoi existențial, pentru fiecare dintre noi. Cu toate că întâlnirea a reprezentat o mare bucurie pentru foștii elevi ai colegiului, aceștia au mărturisit cu tristețe că mulți dintre ei au trecut la cele veșnice. Emoție extraordinare, mai ales că azi noapte cred că am dormit doar vreo 2-3 ore și sunt deosebit de emoționată. Din cauza asta mă și bâlbâi. Ce să spun? Ne îmi face mare plăcere că văd liceul după 5 ani. Acum 5 ani am fost ultima oară și, din păcate, prea puțini colegi au putut să mai vină. Este un moment deosebit și, ca atare, avem și sentimente deosebite. Aș vrea să subliniez că e o cifră rotundă, dar noi am venit la școală la toate aniversările organizate încă din 1973. Toți cei prezenți la eveniment au fost elevii profesoarei Olga Petrescu, cetățeanul de onoare, după care a fost redenumită fosta stradă Timiș.